Salut, eu sunt Oana, bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. Dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați pentru a face parte din familia internauților zâmbăreți. În această săptămână voi continua cu seria Cum să intri la medicină și voi vorbi despre chestiuțe puțin mai interesante de să-i dăm drumul. Dacă ați urmărit și celelalte videoclipuri din această serie, ați observat cu siguranță că până în momentul de față m-am axat pe schematizarea și înțelegerea materiei. Începând cu acest videoclip, mă voi referi mai mult la partea de consolidare a materiei și de testare. Să considerăm că voi deja ați parcurs materia cel puțin o dată, asta înseamnă că o cunoașteți la un anumit nivel. În regulă. Și totuși, nu e destul să spui că gata, eu am parcurs materia o dată, acum o știu. Nu, trebuie să o testez. Să vezi dacă știi despre ce e vorba acolo sau dacă ai uitat, pentru că memoria umană este destul de interesantă din punctul ăsta de vedere. Uneori, pur și simplu, înveți astăzi și uiți mâine. Cu alte cuvinte, astăzi voi vorbi despre practică. Și anume testarea nivelului de cunoștințe și consolidarea materiei. Cum puteți face acest lucru? În primul rând, v-am prezentat și în videoclipul anterior, puțin, aplicația Quizlet, care vine împreună cu pachetul Master de la BioD10. Ei bine, utilizând grilele de acolo, pe care o să vi le arăt imediat încă o dată, reușiți să vă testați materia reținută după fiecare capitol. La ce vă ajută acest lucru? În primul rând, vă ajută să realizați cât de mult ați uitat din acea materie, pentru că poate unele capitole le-ați învățat în toamnă sau poate le-ați făcut chiar în clasa 11-a și în a 12-a doar le-ați recitit așa puțin. Deci e important să realizați că materia nu e fixată întotdeauna destul de bine de la primele citiri și trebuie să fie consolidată. Iar în al doilea rând vă ajută aceste grile, între ghilimele grile, să rețineți și materia unde ați avut câteva probleme inițial. Aici sunt toate seturile de flashcard-uri pe sistem nervos, osos, excretor, glande endocrine, sistem circulator, sistem digestiv, sistemul reproducător, sistemul respirator, circulator, digestivul, muscularul, mai multe glande endocrine și jos analizatorii și alcătuirea corpului uman. Așa, frumos. Aici deschidem pur și simplu unul, hai, sistemul nervos și avem mai multe opțiuni de studiu. Învață, flashcard-uri, teste, să unim și să scriem noi de la noi. 2. În sfârșit a venit momentul în care pot să vă prezint separatoarele, știu și repet, din biblioraftul acesta minunat. Deci pentru mine sunt absolut perfecte pentru că mă ajută să repet materia. E destul de simplu. Fiind vorba despre un biblioraft, puteți scoate cu ușurință aceste cartonașe și să le mutați altundeva. Asta înseamnă că vă puteți împărți materia pe materie pe care deja o știți și materia pe care trebuie să o mai repetați. Asta vă ajută să aveți o parte de biblioraft cu materia pe care deja o stăpâniți destul de bine și altă parte de biblioraft cu materia pe care încă nu o stăpâniți așa cum ar trebui și simțiți voi că ar trebui să mai repetați puțin ca să fiți acolo unde trebuie cu materia. Ca de obicei, aveți link în descriere către toate materialele prezentate în acest videoclip, deci le găsiți acolo. Tot pe partea de consolidare a materiei, consider că poate fi de ajutor să reluați probleme rezolvate anterior sau probleme rezolvate după un model, să le înțelegeți la prima citire și după să vă apucați voi să le rezolvați singuri la un moment dat. Asta înseamnă că ar trebui, în primul rând, să înțelegeți destul de bine ce se întâmplă în acea rezolvare și în acea problemă, ca să puteți reface voi singuri tot ce ați văzut și că pe viitor o să vă descurcați pe problemele de genul. De ce? Pentru că la chimie e vorba de câteva tipuri de probleme care se tot repetă și care trebuie știute. Nu spun că nu v-ați descurcat dacă nu ați cunoaște tipurile de probleme, pentru că din moment ce cunoașteți materia, cu siguranță sunteți în stare și să rezolvați problemele. Ideea e că la admitere, cel puțin la Cluj, nu aveți totuși așa de mult timp să o lălăiți pe o problemă și ar trebui să știți cam cum se rezolvă încă de la prima vedere. Vă uitați la ea, vă amintiți, da, am făcut N probleme de felul ăsta, știu să o fac perfect, nu am nicio problemă. Pentru asta vreau să vă prezint din nou culegerea cu grile rezolvate pentru Cluj de la Grile Rezolvate, link în descriere. Această culegere vine cu cerința problemei și rezolvarea. Cuprinde rezolvările pentru grilele din 2021. Rezolvările la grile vă ajută dacă învățați după un model, vedeți cum se rezolvă, le tot refaceți voi și cu timpul veți fi capabil să le rezolvați singur fără suportul ăsta.
Acum, partea interesantă e că acea culegere vine cu un suport didactic pentru rezolvarea problemelor, în care aveți materia sintetizată la chimie, ceea ce, credeți-mă, o să vă ajute maxim, pentru că... Din două manuale s-a făcut un manual. Uitați ce frumos sunt sintetizați aici aminoacizii, cu tot ce trebuie să știți, totul organizat frumos. Pur și simplu nu aveți cum să nu înțelegeți din cartea asta, pentru că sunt exemple, sunt reacții, sunt clasificări. E absolut tot ce trebuie să știi la chimie ca să te descurci, să rezolvi probleme. Tot așa, precum materialul pentru chimie, există și culegere de grile rezolvate la biologie. Aceasta e cea pentru Cluj, grile 2021, în care pur și simplu aveți grilele frumos rezolvate, explicate. Din nou, vă ajută dacă vreți să învățați cu un model. Le faceți odată cu cartea aceasta deschisă, pe urmă închideți cartea și vedeți cum vă descurcați fără carte, dacă vă amintiți. Tot așa repetați până vă intră în cap materia, pentru că învățați rezolvând grile. Așa, acum că am discutat de partea de reluare a materiei, de consolidare, care e absolut esențială, haideți să trecem la partea de materiale ajutătoare. Pe lângă cele prezentate până acum, pentru care găsiți link în descriere, vreau să vă prezint câteva materiale pe care nu le-am menționat până acum, care s-ar putea să vă ajute. Nu găsiți link în descriere pentru acestea, dar cu siguranță le găsiți într-o librărie sau pe internet. În primul rând, vă sfătuiesc să investiți în acest set la Corint, pentru că vă ajută. Poate nu vreți să mai cumpărați materiale pentru că aveți destule, dar această enciclopedie și acest compendiu pur și simplu vă salvează viața, pentru că aici sunt cele mai grozave clasificări pe care le-am văzut eu și e mai multă materie decât trebuie să știți pentru admitere, dar o să vă ajute și în continuare. Iar această enciclopedie este structurată și are desene interesante. Nu este la fel de structurată precum biblioraftul de la Bio de 10, dar aici e mai multă materie decât în acela, pentru că acela se bazează strict pe BAC, deci e sinteza materiei, tot ce intră la BAC și e un fel de bază pentru admitere. Aici găsiți puțin mai multă informație, dar sintetizată nu atât de bine ca acolo. Iar în compendiu pur și simplu e din nou extrem de multă materie de care nu aveți nevoie la admitere, dar care poate vă ajută în continuare la facultate, deci nu înțeleg de ce nu l-ați luat dacă aveți posibilitatea și dacă considerați că vreți să știți mai mult decât trebuie. Iar acum urmează să vă prezint cel mai frumos atlas pe care l-am văzut eu în toată viața mea. E vorba de Nether, care e destul de mare și destul de consistent, deci... În fine, nu e vorba de cât de multe informații conține, e vorba de cum le prezintă. E un atlas extrem de bine structurat pe desene, din nou, acesta e pentru facultate, nu e pentru admitere. Are niște desene geniale. Sunt foarte frumoase și sunt foarte pline de informație pe lângă, deci dacă vreți să investiți într-un material pe care o să-l folosiți și la facultate, Nether. Pentru că dacă nu luați acum, oricum o să luați pe parcurs, credeți-mă. Pe lângă toată partea de materiale care vă ajută acum pentru admitere și materiale care vă vor ajuta pe viitor la facultate, să trecem la partea de organizare. E foarte important să aveți un program consistent în fiecare zi să lucrați, chiar dacă nu simțiți că puteți lucra. În sensul că poate uneori nu vă simțiți în stare să rezolvați 10 probleme la chimie pe zi. Faceți 5. Tot e mai bine decât nimic. Dar faceți-vă o rutină din asta. Eu, de exemplu, în fiecare zi rezolv cel puțin 10 probleme la chimie. Acum, că e teorie, că sunt probleme, depinde cu ce lucrez. Dar zilnic fac cel puțin 10 probleme la chimie și 10 probleme la bio. Acum, depinde de voi, de timpul vostru. Știu că e o perioadă extrem de încărcată pentru toată lumea, dar vă recomand să aveți acolo un program. De exemplu, am făcut foarte frumos sinteza materiei, toate capitolele care intră, când le învăț, când le citesc, când le recapitulez, când fac grile aici la biologie. Pur și simplu vă recomand să vă organizați materia, să o structurați frumos, să știți că în luna asta învățați asta, asta, asta și luna viitoare învățați asta, 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 pentru că vă ajută extrem de mult. Dacă v-a plăcut acest videoclip și l-ați considerat folositor, nu uitați să-i dați un like, să-i dați un share pe Facebook ca să mărim această mică comunitate, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă pentru a face parte din familia internetelor. Zâmbăreți, până la viitoare, aveți grijă de voi, lăsați-mi sugestii în secțiunea de comentarii. Până la viitoare, m-am dus, pa!